Ca să definim un program de funcționare a podelei încălzite pentru cușca de câine, intrăm în aplicația eWeLink, mai departe selectăm podeaua, din acest ecran selectăm butonul Set, iar aici vom putea defini condițiile de funcționare a podelei. În momentele următoare vom prezenta diverse programe pe care le putem defini. Dacă ne dorim ca încălzirea să funcționeze non-stop, indiferent de ora din zi, adăugăm următoarea configurare. Controlul va fi în funcție de temperatură. Dacă temperatura este mai mare de, iar aici vom documenta temperatura până la care ne dorim ca podeaua să se încălzească, temperatură ce odată atinsă va transmite o comandă încălzirii să se oprească. În cazul nostru documentăm 22 de grade, salvăm. Temperatură mai mică de, aici este temperatura care, odată atinsă, dorim să transmită încălzirii să pornească. Dacă temperatura va fi mai mică de 20 de grade, dorim ca încălzirea noastră să funcționeze, să pornească. Ca să recapitulăm, cu aceste informații documentate, în momentul în care temperatura în interiorul podelei scade sub 20 de grade, programul transmite automat comandă de pornire către încălzire. Temperatura în interiorul podelei va începe să crească, iar în momentul în care aceasta atinge 22 de grade, aplicația și releul din cușca dumneavoastră va transmite automat comandă de oprire. Odată oprită încălzirea, temperatura va începe să scadă și revenim în situația de la care am plecat. În momentul în care temperatura va reveni din nou la 22 de grade, automat se va da comandă de pornire către încălzire. Ne dorim ca acest control automat de pornire și oprire a temperaturii să efectueze non-stop, adică 24 de ore, iar statutul după ce în afara condițiilor de aici, ne dorim ca totdeauna încălzirea să fie oprită. Și am salvat această condiție. Dacă ne dorim ca încălzirea să funcționeze doar în anumite intervale ale zilei, spre exemplu să funcționeze doar seara, iar ziua să fie oprită, trebuie să facem următoarea modificare la perioada efectivă. Nu mai lăsăm 24 de ore, ci definim intervalul de timp pentru care dorim ca condițiile definite mai sus de pornire la atingerea unei anumite temperaturi și de oprire la atingerea unei alte temperaturi să se întâmple. Iar în exemplul nostru, dorim ca programul de încălzire să înceapă la ora 18 și să se termine la a doua zi, la ora 9 dimineața. Salvăm. Ne asigurăm că statutul încălzirii în afara intervalului definit aici este off și salvăm noua condiție de funcționare a încălzirii. Cum va funcționa încălzirea cu această condiție? Odată cu ora 18, ea va verifica care este temperatura în interiorul podelei. Dacă temperatura după ora 18 în interiorul podelei este mai mică de 20 de grade, va da comandă ca încălzirea să pornească, iar dacă ne aflăm în intervalul 18-9 a doua zi, se vor face automat comenzi de oprire și de pornire în funcție de atingerile pragurilor de temperatură definite mai sus și explicate anterior. Odată trecut de ora 9 dimineața, indiferent de temperatura din podea, încălzirea se va opri. O a treia configurare a încălzirii pe care o putem face este ca
Într-un anumit interval de timp al zilei, cum a fost seara, încălzirea să funcționeze pe anumite praguri de temperatură și spre deosebire de exemplu anterior când în timpul zilei ea era oprită, în acest exemplu să vă arătăm cum putem să construim o a doua condiție în care încălzirea să funcționeze și în timpul zilei, dar cu alte praguri de temperatură. Deci ca reper, noi deja am definit între ora 6 și 9 dimineața condițiile de funcționare, ne mai dorim ca să definim o a doua condiție, timpul este de la 9 dimineața până la 18 seara, salvăm și aici putem să spunem că dacă temperatura atinsă este mai mare de 15 grade, dorim ca podeaua să se oprească, iar dacă temperatura este mai mică de 13 grade, dorim să pornească. În afara intervalului de timp definit aici, iarăși foarte important, setăm ca statusul încălzirii să fie închis. Am salvat, iar acum avem imaginea de ansamblu. Între ora 18 și 19, încălzirea va funcționa automat cu pornire dacă temperatura este sub 20 de grade și oprire dacă depășește 22 de grade, iar între ora 9 dimineața și 6, încălzirea va porni dacă temperatura este sub 13 grade și se va opri dacă temperatura este peste 15 grade. Bineînțeles, pragurile de temperatură sunt cu titlul de exemplu, dumneavoastră putând să puneți ce praguri de temperatură considerați oportune. Odată definite condițiile dorite pentru funcționarea încălzirii în podea, ne întoarcem în ecranul principal, selectăm, apăsăm pe butonul Auto, vedem că fundalul se transformă în alb și textul în albastru, lucru care ne indică că programul de funcționare automat al podelei a fost activat. Aceasta funcționând din acest moment în funcție de parametrii pe care i-ați definit dumneavoastră, fără a fi nevoie de a o urmări sau a interveni manual asupra ei. Totul va funcționa automat. La final, dorim să vă atragem atenția și să resubliniem două lucruri deja menționate în acest tutorial, lucruri care în trecut la anumiți clienți au dus la defectarea podelei, iar ele se aplică indiferent de setările pe care le-ați făcut, fie că vorbim de funcționare non-stop, fie că vorbim de funcționare pe anumite intervale de timp. Primul dintre ele este ca pentru orice interval definit aici, să vă asigurați că statutul este trecut pe off. Astfel, la terminarea intervalului de timp, indiferent de temperaturile pe care le-ați definit aici și indiferent de temperatura din podea, se va da comandă către încălzire să se oprească. Dacă acest statut, în exemplu de față, ar fi lăsat pe keep, care este opțiunea default, programul noi l-am definit să termine la ora 18. Dacă la 17:59 temperatura ar fi de doar 14,5 grade, nu se atinge condiția pentru comandă de oprire, programul automat se oprește, podeaua a rămas în statutul de funcționare, este activă, iar până mâine la 9 dimineața nu mai este nicio condiție în acest ecran care să oprească. Deci ea va merge non-stop, putând atinge temperaturi foarte ridicate și cu o probabilitate foarte mare de a se defecta. Astfel, asigurându-ne că statutul este off la
terminarea intervalului, indiferent de temperatura pe care podeaua oare la ora 18, programul va da automat comandă de oprire. Al doilea lucru pe care vrem să-l subliniem și care în trecut a dus la defectarea anumitor podele este să nu inversați temperatura de oprire cu temperatura de pornire. Adică în ecranul de față au fost situații când aici s-a pus 13 grade și aici s-au pus 15 grade. Automat, când temperatura în podea este sub 15 grade, ea va porni, încălzirea se va activa, iar conform condițiilor definite aici, nu mai există nimic care să-i spună să se oprească. Ea va merge non-stop pentru că temperatura de oprire este mai mică decât temperatura de pornire. Odată pornită, în situația de față, încălzirea va funcționa non-stop, cu șanse foarte mari să se defecteze. Deci aici să vă asigurați că la temperatura de oprire a încălzirii este totdeauna mai mare decât temperatura de pornire. Există de asemenea opțiunea de a partaja cu noi la distanță încălzirea cuștii de câine și noi putem face setări pentru dumneavoastră sau putem să verificăm dacă setările pe care dumneavoastră le-ați făcut sunt corecte. Acest lucru puteți să-l faceți mergând pe cele trei butoane din partea dreapta sus, la mijloc pe Share sau Partajează. În acest ecran lăsați lucrurile așa cum sunt. Mai departe selectați opțiunea de partajare via WhatsApp și trimiteți linkul care se generează către datele noastre de contact. Odată ce noi vom da click pe acel link, automat vom avea acces la podeaua dumneavoastră și vom putea verifica setările sau vom putea face setări pentru dumneavoastră. Acești pași de partajare sunt utili în situația în care doriți de asemenea să partajați încălzirea cuștii cu un membru al familiei. Singura condiție este ca persoana cu care doriți să partajați încălzirea să-și creeze în prealabil un cont eWeLink cu user și e-mail, așa cum ați făcut și dumneavoastră atunci când v-ați instalat aplicația și ați adăugat podeaua în aplicație. Opțional putem schimba și denumirea din aplicația podelei și icoana. Pentru a face acest lucru, intrăm pe podea, în partea dreaptă sus în setări, iconița cu cele trei puncte. Mergem pe nume, iar aici, în loc de această denumire, putem să punem ce dorim noi, încălzire, cușcă, de exemplu, salvăm și putem ca și iconița să o schimbăm din default, fiind vorba de un lucru care încălzește, putem să selectăm această iconiță care ia unui radiator, o salvăm, așa, ne întoarcem în ecranul principal și vedem că încă noul nume și noua iconiță au fost luate în calcul.